Eu sunt Maria și astăzi o să facem un nou roleplay. Este continuarea primului meu roleplay, Hoțul, episodul 1. Acum mama mea s-a îmbolnăvit grav și a trebuit să meargă la spital. Eu am rămas singură și trebuie să merg la Mihai timp de o săptămână sau nu știu cât, până se face mama bine. Hai, Mihai, trebuie să mă mut o perioadă la tine până când mama o să se facă bine. Sper să se facă da, repede. Sper să se facă cât mai repede. Mama, bine că mi e deja dor de ea și a plecat de două zile. Da, nicio crestie, cum ar fi orice moldovean. La mine e cel mai singur loc. E mai sigur decât un castel cu gărzi. Da, că e mama ta și mama ta îi dă un făcăleț în cap de moare. Dar mama mea e plecată. Păcat. În Bine. Da, Ai dar de se, se, întoarce în câteva zile. Asta e camera ta, nu? Da. Să-mi pun și eu valiza aici. Da, Mihai, cum îți spuneam? Deci ea gătea că și-a luat o oală nouă și nu știu, a căzut pe jos și de, deodată m-am auzit și am fugit spre ea. Am, am luat telefonul ei că al meu s-a spart, că știi că l-am scăpat de, de, după vapor când îmi făceam poze și <laughs> sună cam ciudat, dar da. Și, nu, mm, și am sunat repede și mi-a răspuns, dar a venit într-un sfert de oră, îți dai seama. Mama era să moară și ei au venit într-un sfert de oră. Tuc 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 tuc. Mie, trezește-te. Se aude ceva de la ușă. Hai să verificăm, dar mi-e frică Hai să vedem ce e, dar hai tu în față că ești băiat. Hai amândoi, de fapt. Nu-i nimeni. E pustiu. Cred că ni s-a părut. Hai că... Hai să ne culcăm atunci, că mie oricum e frică. Stai, ușa mea era deschisă. Ce? Tu glumești cu mine, hai, nu mai glumi, rog, mi-e foarte frică. Să aud pași, hai să ne ascundem repede, altfel nu mor de frică aici. Vin un baie. Aici m-am ascuns la vata ascunsele și nu mai găsit. Pune-te Miai, ai noroc am telefonul fix lângă mine. Omul ăla chiar îmi pușcă acum. Alo, poliția, veniți imediat la casa 24 sau nu mai știu. La ce casă stai, la ce număr, că am și uitat de la... Nu contează, 24 așa. Veniți și omorâți hoțul ăla, că mi-e foarte frică. Mi frică. Mâinile sus! Unde zic, măi, copii ăștia? Că e hoțul, că nu văd niciun hoț. Mâinile sus. A, ce m-ați speriat, copiilor. Doamna polițist, vă... polițistă, vă rog, scoateți-ne de aici. Era un hoț care a urcat pe scări. Acum chiar nu vă mint. Am venit aici cu... Am venit la fiul meu, că mama este bonlavă și mama lui a plecat puțin și... Acum am rămas singuri aici. Ne e atât de frică, nu mai putem nici să mergem de frică. Vă rog să ne credeți. Da, știm, cred că hoțul acela a venit din nou la voi. Vă rog să veniți la secție și acum cred că de frică s-a ascuns. Vă cred, dragii mei copii. Haideți, veniți la secție, urmați-mă. Haideți copii la secție, că nu e de glumă cu asta. Trebuie să vă țin un pic la mine. Cred că o să o chem pe mama voastră pentru orice even pentru orice întâmplare. Haideți, urmați-mă la secție, dragii mei copii. O să vă dau puțin la centrul de adopție, dar că nu o să fiți adoptați, doar o să stați acolo. Ați înțeles? Pentru că trebuie să aibă cineva grijă de voi, pentru că... Poate fi periculos, acel om vă poate răpi. Bine, doamna polițist, chiar acum mergem. Hai, hai să mergem la centru de adopție. nu vine să cred că o să viu eu adoptat, dar bine, bine că nu o să fim adoptați. Până când mama o să-și revină, că atunci când o să-și revină, mama o să ne ia acasă la ea. Și o să stai cu mine, Mihai. Bună ziua, am venit și noi, suntem copiii aceia care sunt ne-a atacat un hoț, înțelegeți voi. Da, 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 vă știu, haideți, veniți după mine, veți sta aici, în pătuțul ăsta, nu este cel mai confortabil, doar că o să stați aici, o să am grijă de voi și acesta este, nu este de adopție, este de îngrijire, ca să îngrijim copiii. Nu aveți voie să plecați niciodată, o să avem uh, lasere pe ușă ca să nu puteți ieși pentru că știm că voi sunteți niște copii puternici. Așa că vă rog frumos să vă simțiți ca acasă, eu o să fiu bona voastră, un fel de mămică și da, o să aveți puțin timp și afară, dar că cu mine și da, sper să stați confortabil să fiu confortabil în patul ăsta. Niciun bebeluș nu cred că poate să stea aici. Bine, Mihai, hai să stăm jos ca niște căcăței, că asta suntem. Cum am ajuns în această situație? Sper ca mama să-și revină cât mai repede, că nu pot sta aici. Abia aștept să ieșim de aici. Copii, este timpul să dormiți de după amiază. Haideți! Maria, Mihai, haideți să dormiți de după amiază. Vreți, nu vreți, trebuie. Haideți, stingerea. Extraordinar! Acum ne pui și să dormim la comandă. Hai, Mihai, să ne culcăm, că deja m-am enervat. Dar nici nu vreau să dorm. Vreau să așa. Dar trebuie. Haideți. După 5 minute, Mihai, tu poți să dormi. Deci eu. Oare cât trebuie să mai stăm aici? În, în cotețul ăsta nici nu pot să-i spun că e un coteț. După o săptămână. Da, o să fie minunat. Ce ne dați drumul din hambarul ăsta în sfârșit? Mulțumim! Hai să te brațe, domnișoara Emily! Bine, acum hai să ne culcăm, că mi-e chiar somn. Copii, haideți că am venit să vă iau! Dragii mei copii frumoși! Mioiță, mioiță! Haideți, dragii mamei, hai, țineți-vă bine, că mergem așa tare. Aoleu, poate ne ia poliția. Mergem, mergem așa tare. Haideți, copilași, țineți-vă bine. Ajungem imediat acasă. A durat o jumătate de oră cu mama ta că merge așa cu rabla ei de mașină și pe, cu bicicleta făceam 5 minute, deci nu mai vin niciodată cu mașina ei. Hai Mihai că mi-e frică. Bine. Hai la tine în cameră și hai să prindem luminile în toată casa că mi-e frică. Știi că eu sunt fricoasă. Dragii mei copii, în seara asta nu dormiți la voi în camera aici. O să dormiți cu mine, o să dormiți la mine în brațe, ați înțeles? Dacă v-a plăcut această parte și dacă vreți și partea a treia din hoțul, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și să apreciați acest videoclip ca să pot face partea a treia. Cam atât cu acest videoclip. Pa!